așa și credința mai multora, mai mare trecere are înaintea lui Dumnezeu. Acest adevăr se vede în multe mărturii ale Sfintei Scripturi, dar și din învățăturile Sfintei Evangheliei de astăzi. Să luăm de pildă cuvântul pe care i-a zis Domnul. Și văzând de Iisus credința lor, i-a zis slăvănogului, Fiule, iertate sunt păcatele tale. Vedeți, frați și surori, când a zis Domnul, văzând credința slăbănovului, cea lor, adică acelora care purtau pe pat pe acel slăbănov. Cu adevărat, dacă cei patru care purtau pe slăbănov nu ar fi avut mare credință în Dumnezeu, nu ar fi făcut atâta osteneală cu cel bolnav, ca să-l aducă în fața Mântuitorului. Că cei văzând mare mulțime de oameni care înconjurau pe Mântuitorul, neputând să străbată cu slăbănogul până în fața Domnului, au aflat alt chip de a-L apropia de Hristos. Au descoperit casa unde era Domnul și a coborât patul cu bolnavul. Cu mare greutate, osteneală reușind să-L așeze în fața Mântuitorului, având mare credință că dacă îl va vedea Hristos, va face milă cu el și îl va vindeca de neputința de boala lui. După credința lor tare și neîndoielnică, au dobândit cele ce așteptau, că văzând Mântuitorul pe cel prea înalt și milostiv, credința osteneală a lor a slăbănugului, Fiul iertate sunt păcatele tale. Apoi a zis, scoală-te, ia spatul tău și mergi la casa ta. Și s-a sculat îndată, sănătos, luându-și patul, a ieșit înaintea tuturor încât erau toți uimiți și slăvea pe Dumnezeu. Minune prea slăvită, făcută de Dumnezeu pentru credința lor. Adică a slăbănogului și a celor care îl purtau pe el. Dar oare numai atunci am făcut Mântuitorul atâtea mari și minunate minuni preaslăvite pentru credința celor mulți? Nu, cu adevărat nu. Domnul Dumnezeu, Mântuitorul nostru Hristos, este același din viață până la sfârșitul veacurilor, prea bun, milostiv, prea îndurat, față de toți cei care cred într-adevăr în el. Căci vedem zilnic mii și mii de creștini care și astăzi aleargă la El cu credință, cu inima zdrobită, fără îndoială. Și îndată primesc mila lui Dumnezeu, primesc ajutorul lui Dumnezeu în toate nevoile, în cazurile încercărilor lor. Zice Preasfântul Duhul Sfânt, mântui va Domnul sufletele robilor Săi și nu vor greși toți cei care nădăjduiesc în Domnul. Cine ar putea să spună sau să scrie câte nenumărate minuni face prea milostivul Dumnezeu cu toți cei care îl iubesc și care aleargă la dânsul cu credință neîndoielnică, dar și statornică. Noi suntem aici în slujba binecredincioșilor creștini, vedem și auzim de la mulți mulțumirea pentru binefacerile primite de la Dumnezeu. Unul mulțumește că prin slujbele făcute la Sfânta Biserică s-a făcut sănătos de boala pe care era cuprins. Altul mulțumește Dumnezeu că i-a reușit copilul la școală. Altul a reușit la servici sau în căsătorie. Altul că l-a izbăvit Dumnezeu de pagube, de vrăjmași, de primejdie care l-a amenințat. Același prea bun Mântuitor prea durat, care a vindecat pe slăbănogul din Evanghelia de astăzi, pentru credința lui și a celor care îl purtau. Același face minuni nenumărate cu toți, bunii credincioși care aleargă la el cu credință dreaptă și rugăciune fervinte, dar și statornică. Iar în ciclurile credința unor ajută altora, de atâtea ori am auzit în Sfânta Evanghelie cu femeia cananeancă, cu sluga sutașului, cu fiul văduvei Enaim și
cu mulți alții de care nu este loc aici ai pomeni. Citiți în Faptele Sfinților Apostolilor și veți vedea cât de mult poate rugăciunea celor mulți care se roagă în biserică pentru cei din primejdie. Vedem pe Marele Apostol Petru pentru mărturisirea adevărului. A fost prins, legat, dus în temniță, unde era păzit de 4 străgi. Cu câte 4 ostași. Deci Petru era păzit în temniță și se făcea rugăciune încetate pentru el de către biserică. Și iată îngerul l-a deșteptat zicând, scoală-te de gram. Și lanțurile a căzut de pe mâini. Și a zis îngerul către el, încinge-te, încalță-te cu sandalele și el i-a făcut așa. Și a zis, îmbracă-te și vină după mine. Și ieșind mergea după înger, dar nu știa că fapta îngerului este adevărată, ci se părea o vedenie. Și trecând iesraja întâi, a doua a ajuns la poarta cea de fer, care aduce în cetate, poarta s-a deschis, singură. Și ieșind a trecut o uliță și îndată Îngerul Domnului s-a depărtat de el. Iar Petru, venindu-și în sine, a zis, acum știu cu adevărat că Domnul a trimis pe Îngerul Său, m-a scos din mâna lui Irod, din toată așteptarea poporului iudeilor. Ați auzit, iubiți credincioși, ce mare preaslăvită minune a făcut prea înduratul Dumnezeu cu Apostolul Petru. Dar pentru ce? Pentru că mulțumea și mulțimea credincioșilor în biserică făcea neîncetate rugăciuni către Dumnezeu pentru Petru. Așadar să ținem minte, frați și surori, că unde sunt doi sau trei credincioși adunați în numele Domnului, El este între ei. Cu atât mai mult. Hristos este acolo unde sunt mai mulți credincioși care se roagă pentru cel ce este în primejdie sau vreo cerere către Dumnezeu. Nicăi nu se poate ruga creștinul mai mult la oaltă, mai mult ca în Sfintele Biserici și Mănăstiri. Unde rugăciunile lor și ale preoților se unesc și ca tămâia se înalță la Dumnezeu. De unde le vine tuturor mila ajutorilor ce au nevoie de mila Lui. Acolo preotul mijlocește în Sfântul Altar către Dumnezeu pentru toți credincioșii. Pentru toți creștinii de pretutindeni. Cele mai importante rugăciuni comune care se fac în bisericile noastre pentru credincioși sunt mai ales două. Sfânta Liturghie și Taina Sfântului Maslu. Cea mai puternică rugăciune. Oricâte minuni nu s-a făcut și se fac astăzi prin Sfânta Liturghie. În timp ei, mai ales în sărbători, se adună în cei mai mulți credincioși. Astfel, rugăciunile lor comune, săvârșite cu multă credință, se unesc cu rugăciunile preoților din Sfintele Altare, contribuie cel mai mult la împlinirea cererilor lor. Rugăciunile cu credință ale preoților, unite cu ale credincioșilor, săvârșesc cea mai mare minune ce are loc pe pământ de la Hristos până astăzi. Această minune negrăită este prefacerea pâinii și vinului în trupul sângelui lui Hristos în cadrul Sfintei Liturghii. Astfel, fără Sfânta Liturghie, nu avem Sfânta Împărtășanie. Iar fără aceasta nu ne putem uni cu Hristos. Nu putem fi iertați și deci mântuiți. Că zice Domnul, de nu vei mânca trupul meu, el nu vei putea bea sângele meu, nu vei avea viață în tine însuți. Vedeți cât de mare este, vedeți că nicioși puterea și rolul Sfintei Liturghii. Vedeți că Sfânta Liturghie este a noastră și stă la temelia mântuirii noastre pentru că ne ține direct permanentă legătură cu Hristos, cu Sfinții din Cer, cu oamenii pe pământ. Altă minune a Sfintei Liturghii ca rod de al credinței, a rugăciune în comun, este că ea contribuie cel mai mult pe lângă celelalte slujbe la păstrarea credinței ortodoxe în lume. Ce s-ar întâmpla cu credința noastră dacă n-am face vie, lucrătoare, mântuitoare, prin Sfânta Liturghie? Numai de aceea unii creștini se duc la secte
cum sunt sectarii de astăzi rătăciți, pentru că nu merg regulat la Sfânta Liturghie. Nu simt puterea liturghiei. Tot Sfânta Liturghie, ca o cunună a celor șapte laude, contribuie mult la unitatea, la împăcarea, la apropierea și împrățirea creștinilor ortodoși, ca fii ai Bisericii lui Hristos. De-a lungul celor două milenii, singura biserică și slujbele făcute în Sfintele Lăcașuri au adunat pe creștini în jurul preoților, altarilor, i-au unit pe rugăciune în aceeași credință, le-au vindecat boli, au dezlegat de păcate prin Sfânta Spovedanie, i-au unit cu Hristos pe rugăciune, Sfintele Taine, i-a călăuzit în viață pe calea mântuirii prin învățătura Sfintei Evanghelii. Prin slujbe, prin cărțile de cult, prin Sfânta Liturghie, prin predică, prin cântarea în comun. Biserica Ortodoxă a păstrat pe lângă unitatea de credință, de simțire, unitatea limbii, a culturii religioase vechi, a întregii tradiții ortodoxe milenare. Ori toate acestea le considerăm minuni și roduri ale credinței, rugăciunii celor mulți. Tot în cadrul Sfintei Liturghii, Biserica face rugăciuni și scoate părticele menite pentru adormiți. Iar prin puterea jertfei lui Hristos, izbăvește de neam multe suflete ale morților. Oare nu ne rugăm cu toții la biserică pentru cei adormiți ai noștri și împreună cu preoții le cântăm veșnică pomenire și zicem Dumnezeu să ierte? Numai Dumnezeu știe câte suflete sunt scoase din chinurile iadului prin jertfa liturgică și prin parastase, ca rod al harului preoției a rugăciunii comune. Iată de ce biscă din cioși că rugându-ne împreună cu preoții la biserică, contribuim la mântuirea iertării, izbăvirii de neam a multor suflete ale fraților noștri care au murit nepregătiți. Vedeți câte minuni să săvârșesc la Sfânta Liturghie ca rezultat al rugăciunii în comun. De aceea mare plată de la Dumnezeu au cei care merg regulat la Sfânta Biserică. Se roagă pentru cei bolnavi, pentru binefăcătorii și chiar pentru răufăcători și pentru cei adormiți. Mai ales pentru ei, că sufletelor ce au murit, nepregătiți, nu lumânarea este așa de importantă cum strigăm cu toții, că a murit fără lumânare. A murit nepregătit, ferească Dumnezeu, nespovedit, neîmpărtășit. Atunci ne mâhnim sufletește. Alte minuni ale credinței și rugăciunii creștinilor în comun se fac prin taina Sfântului Maslu. Unde adevărații creștini sunt mai tot timpul prezenți acolo unde se face această Sfântă Taină Maslu. Aceasta este cea mai puternică rugăciune și slujba Bisericii Ortodoxe pentru cei care sunt în suferință. De aceea creștinii sunt datori că să ceară Sfânta Taina Maslu la preot sau de câte ori au un lab în familie. Chiar ducând preotul în casa noastră, dacă avem un bolnav grav. Să participe la Sfântul Maslu cât mai mulți dintre ei, pentru că rugăciunea credinței va tămâni pe cei bolnavi. Și de vor fi făcute păcate, li se vor ierta doar. Mulți dintre dumneavoastră cred că ați văzut bolnavi vindecați sau în parte ușurați prin taina Sfântului Maslu. Prin ungerea cu un de lemn sfințit, alții ați mers poate pe la Sfintele Moaște, pe la icoanele miraculoase din țara noastră. Ați văzut sau ați auzit de bolnavi vindecați acolo în chip miraculos, prin rugăciunea celor din jur. Iar doar câteva de minuni săvârșite la biserică prin puterea credinței rugăciunii celor mulți. Iubiți credincioși, au trecut cu ajutorul lui Dumnezeu două săptămâni din Sfântul și Marele Post, al Paștelui. Să ne cercetăm acum cunoștințele și conștiințele și să ne întrebăm, ne-am împăcat cu semenii noștri până acum? Prin iertare și cu Dumnezeu prin spovedanie la preot în aceste 14 zile de post, am mers
mai des la Sfânta Liturghie în aceste duminici ne-am împrednicit să primim trupul Sângele lui Hristos. Am postit de mâncare, de dulce, de mânie, beție, de tot păcatul de când am intrat în Sfântul Post. Am făcut milostenie la săraci, suntem hotărâți să postim, să ne rugăm lui Dumnezeu până la Sfintele Paști. Avem grijă de cei dragi adormiți din neamul nostru, făcându-le salindare și parastase și pravnice. Ne rugăm pentru iertarea păcatelor lor. Cei care ați făcut aceasta, continuați să vă rugați, mergeți la Sfânta Biserică și vă vindecați slăbănogirea sufletului prin rugăciune, prin milostenie. Iar cei care n-ați făcut nimic pentru suflet în aceste zile sfinte, nu amânați, ci începeți de acum măcar a lucra mântuirea dumneavoastră până încă avem timp. Vă amintesc că astăzi Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Rad Grigorie Palama, mitropolitul Salonicului, în secolul al XIX-lea, cel Sfânt și dascălul Vecior. El a fost dascăl, lucrător, apărător al neîncetate rugăciuni a lui Hristos. Cereți ajutorul și urmați după putere pe urme rugăciunii lui. Iubiți credincioși, de vom face așa, vom avea mare folos sufletesc în toate. Vom trece curgerea postului cu lucrarea duhovnicească și ne vom îmbrădinci de slăvită a învierii Hristos, Dumnezeu, în vecii vecilor. Amin.